A venit primăvara, cu noi tendințe în materie de frumusețe. Specialiștii în machiaj din Reghin ne recomandă să renunțăm la culorile stridente de farduri de până acum și să preferăm pe timp de zi machiajul simplu, natural, în culori deschise. Una dintre tendințele în machiaj în primăvara aceasta ar fi o întoarcere la discret și natural. Tenul trebuie să fie luminat, proaspăt, astfel folosim un val de pudră irizată, iluminatoare, pe pomeți și un blush roz piersică. Machiajul rămâne important pe timp de zi, iar pentru a arăta cât mai natural, eforturile sunt pe măsură. E bine să alegem culori potrivite tenului și ochilor, dar discrete, având scopul de a contura cât mai bine ochii, buzele și pomeții. Nuanțele vedetă sunt albastru electric, nuanțele metalice de auriu și argintiu, care merg foarte bine pe un ten bronzat, nuanțele diafane, roz prăfuit, lila deschis, mentă, arămiu. Avantajul la această nuanță este faptul că poate fi purtată de oricine. Dacă folosim un machiaj puternic în partea de sus a chipului, atunci pentru buze folosim un gloss transparent sau o nuanță asemănătoare culorii buzelor. Machiajul trebuie asortat cu un păr aranjat. Hairstyliștii spun că primăvara aceasta se recomandă să optăm pentru un păr tuns, aranjat cât mai comod, aproape de natural, dar evident îngrijit. Nuanțele preferate sunt cele de blond, arămiu și roșcat. Bucle cât mai naturale, împletituri simple, nimic sofisticat. Să folosim fixativ, spumă, putem folosi placa, dar nu prea mult pentru că ne degradează părul. În timpul zilei, nici într-un caz bucle fixe. Buclele să fie cât mai legere, cât mai confortabile, în același timp să fim cât mai feminine. Dispare din trend brunetul și apare, mai ales în acest an, blondul, arămiul și roșcatul cel mai mult. Pentru ieșirile de seară, părul cere o altă aranjare, dar tot cu tendințe spre natural. Sunt îndrăznețe și la modă frizurile cu păr scurt și mediu, tuns bob, simetric sau asimetric. Îți recomandă tinerilor buclele legere. Ne întoarcem în timp puțin și se poate purta și valurile. Majoritatea tinerilor din ziua de astăzi cer ca să producă în păr valuri. Se mai poartă iarăși șuvițele nu foarte vizibile, mai mult pentru luciu. Și se mai poartă și coafurile retro, mai nou. Ne ghidăm după tendințe, dar să nu uităm că trebuie să ne simțim bine în propria piele, așa că e nevoie de ceea ce ne reprezintă și ni se potrivește. Aici intervine din nou rolul specialiștilor.